Hortensia este un arbust decorativ, iar florile sale cu aspect globular apar la începutul verii și rezistă până toamna târziu. Ea poate fi plantată atât în ghiveci, în interiorul locuinței sau pe terase, cu condiția să aibă parte de perioada de repaus în timpul iernii, în care să fie ținută la o temperatură scăzută de 25 grade Celsius și poate fi cultivată și în grădină. Un lucru interesant la hortensii este că ele schimbă culoarea în funcție de pH-ul solului și se poate interveni pentru schimbarea culorii sale, crescând pH-ul solului cu diferite îngrășăminte sau scăzând pH-ul solului. Schimbarea culorii se aplică doar la hortensiile mov sau roz. În schimb, cele albe și cele roșii nu schimbă deloc culoarea în funcție de pH-ul solului. Este o plantă iubitoare de lumină, dar ar fi de evitat să o plantați într-o zonă însorită, deoarece se poate arde și nu se dezvoltă. Locul ideal pentru plantarea hortensiei este partea de nord sau nord-est. Hortensia este o floare iubitoare de apă, așa că se recomandă umezirea constantă a solului. În perioada de creștere, de la debutul primăverii până spre finalul toamnei, hortensia trebuie să fie udată odată la 3 zile, seara, cu apă la temperatura camerei. Hortensia este o plantă pretențioasă, așa că are nevoie de un sol bogat în minerale și va trebui fertilizată în fiecare săptămână cu îngrășăminte lichide, special concepute pentru plante cu flori. Creșterea pH-ului se face cu uzață de cafea, coj de citrice, rumeguș, scoarță de copac, chiar și coj de ouă pentru a crește aciditatea solului. Dacă dorim hortensii în nuanțe de roz, va trebui să scădem pH-ul solului cu ajutorul prafului de calcar, vară sau cărămidă.